Pe toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Antarnă. Trebuia să fim sus, însă suntem jos. Ok, hai să eliminăm tipii ăștia mai rapid. Dă-ne acolo. Vreau să asigur zona asta mai sigură, să fac cât de cât ok. În episodul de astăzi vreau să ne facem curat în inventar, fiindcă, ați văzut și voi, este tare dezordine. Așa că avem de lucru. Am pus aici data trecută o capcană să-i oprească pe nemernici să mai vină la noi. Iar acum, ceea ce vreau să fac este o ordine. Aici e plin, aici este gol. Mai aici mă gândesc să-mi pun toată mâncarea. Toată mâncarea. Ok, asta e să dau, să-i dăm equip. Să mai iluminăm și noi un pic locul. Te-am pus acolo. Bun. Și chestul ăla vreau să-l elimin. Așa. Să vedem noi ce avem. Acest cantin va merge mereu cu noi. Îți dau și asta pe echip și îi dau un pic reload. Pac, pac, pac. Trebuie să mă organizez un pic. Deci aici o să pun mâncarea. Aici vreau să pun chestiile pentru mașini. Cum e chestia asta? Full. Ok. Asta cum e? Full. Bun. Ok. Iar aici vreau să-mi pun gloanțele. Respectiv, armele când bla bla bla, știți voi prea bine. Am să-mi pun aici gloanțe. Ok, avem și aici. Pune-le pe toate, nu știu ce tot mă oprește. Aici shotgun-ul, maple strike-ul. Și... Păi, nu văd așa, cum o să nu. Ce mai avem noi? Avem și bereta. Bereta nu știu unde este. Cred că a căzut pe jos. Da, aici este. Bun, o punem aici. Iar aici. Aici, bun. E ok. Aici mâncarea. Aceste lucruri. Ce o să facem noi cu ele? Trebuie să mă duc jos. Să am grijă la chestia aia că îmi dă și mie damage și mie că mă omoară. Și nu ar fi deloc plăcut. Am să-mi pun aici toate materialele, respectiv lemnele și toate prostiile. Pentru asta trebuie să dau tot în continuu. Așa. Ok. Pus acolo. Aici. Vai, doamne, iar 15. Foarte iurea chestia asta că nu poți să-i dai să pui toate deodată. Am să pun și toporul și fierăstrăul. Sunt unelte de muncă pe care nu le folosim noi acum. Încă din asta cu gaz. De aceea chestie nu avem nevoie. Bățul luminos, chiar dacă mie îmi place, nu am să-l iau acum. Și nu vreau să alerg, fiindcă îi alertez pe ei și o să fie aiurea. Așa, aici sunt chestiile pentru mașină? Da, sunt chestiile pentru mașinuța pe care noi trebuie să o avem. Să o avem, așa. Nu știu de ce țin eu atât de multe chestii din astea, luând în considerare că doar una o să ne trebuiască, restul le arunc. Aici vreau să fac un craft. Crafting, punem noi aici. Și am făcut ceva sămânță de, cum îi zice, de varză. Și vreau să-mi pun grădinuța mea, uite aici. Vreau să o pun aici, să nu o vadă acei cretini, fiindcă dacă o văd, o să sar imediat pe ea, să o distrug. A dat damage și la scară acel bucătar. Așa. Văd că fără lumină am mai multe frame-uri, ceea ce este un pic ciudățel. Ok, văd că este tot ok, o să lumineze totul pe aici. Dar ceea ce vreau eu să fac, ok, nu ne luăm damage dacă cădem de acolo. Am spun asta în fundul lucrului. Fund
aceste chestii. Am să mănânc mr-eu, mâncarea asta militară, și tot ce nu am nevoie pun aici. Asta o să am aici în hotkey pe 5. Băta o pun pe primul loc, asta l-arunc acum și avem mai mult loc în inventar. Doamne, dar recunosc că l-arunc tare, nu glumă. Să vedem, se duc toți acolo? Se duc mulți. Ok, hai să începem noi masacrul cu băta. Du-te încolo. Du-te încolo. Du-te încolo. Nu mă auzi? Du-te încolo. Cine m-a auzit? M-a auzit cineva, însă nu îl văd. Vine încoace. Cred că tot ăla a murit. La skill-uri, păi nu prea mai am experiență, însă vreau să strâng pentru chestia aia cu imunitatea. O dau crossă, asta o luăm. Să văd ce mai este pe aici. Așa o să și chestia asta. Craft. Ok. Am lăsat eu un pic așa să mă bandajez un pic, fiindcă în episodul trecut m-au cam ciomăgit ăștia și nu a fost deloc frumos. O să verificăm orășelul ăsta și apoi plecăm în altul sau la baza militară. O să facem așa un mic episod cu cum lutăm noi zonele. Nu am nevoie de astea. Am să iau și astea, fiindcă sunt greu de găsit și sunt folositoare. Rope-ul am nevoie. I-am putea face niște fertilizer. M-am uitat un pic pe acea aplicație pe care mi-am pus-o pe telefon cu crafting-ul. Ok, am găsit Yuri Magazine. Găsit ceva scut de metal. Ia să vedem cum e. Ok, chestia asta o putem pune drept în ușă și o să o punem la noi acasă. Acum nu am să o irosesc. Vino cu acea, dar mă enervezi. Cine a murit atunci? Nu l-am văzut. Ia de aici. Ia de aici. Ceva de la ei? Oh, am găsit un double barrel. Barrel. Cum o fi? Hai să-i dăm echip. N-am ce să-i dau. Ok, sper că n-am anunțat tot orașul. Îmi pare rău pentru buzitul de pe fundal. E de la culorul meu. Trebuie să îl schimb neapărat și știu că în ultimul timp am avut o inactivitate. A fost din cauza du-te încolo că de-abia mă mâncasem. Așa. A fost din cauza că voiam să-l schimb și n-am avut cum. Adică nu am avut când să duc PC-ul sau să mi-l cumpăr. N-am avut posibilitatea, de fapt timpul necesar, fiindcă unde sunt eu trebuie să fie atent cu timpul. Dă-te acolo. Mamă, Doamne, ce am luat pe ea, așa în rând. Multe ferăstraie. Văd multe ferăstraie până acum. Mai avem și... Dă-te acolo. Așa. Ne-am upgradat imunitatea, suntem mai imuni. Și o să dăm... Adică nu o să dăm. Acolo la unde acum chestia cu verde la 33 o să scadă. Adică da, o să crească mult mai greu. Asta este un avantaj. Este haine. Un magnum. Îmi place pistolul ăsta. Câteodată e interesant să tragi cu el. 3 din 6. Ok. Nu aș vrea să trag fix în oraș, însă văd că nu am altă soluție. Vreau să văd cum trage și o să-l păstrăm, desigur. Poate o să reușesc să fac un roleplay mai încolo ca un tip dintr-un serial. Prea că știi toată lumea. Oh, mă gă. Mamă-i one shot. Ce bine e cu el. Bun. Acum o să vină un milion. Un milion aici. Trebuie să mă duc în stradă, fiindcă...
Fiindcă vreau să-i văd când vin. Ok, v-ați strâns doar 4. Sunt un pic dezamăgit, doar atâția fani avem. Așa. Hai să vedem. Mai putem face un skill, ceva? Mai băgăm la outdoor. Outdoor-ul nu ne dă nouă mare chestie, însă... Doamne, mă gândesc că am să rămân doar în orașul ăsta la ce ritm avem. Știu că am rămas foarte mult în acest oraș, însă e distractiv. Mie îmi place, este cel mai mare oraș. Asta e sigur. Ala, ce face? Doarme? S-a trezit. Ok. Să vedem noi ce este aici. O, săgeți. De astea avem nevoie. Nimic acolo. Din asta un torch. Mai nu avem spațiu. Ok, nu avem spațiu. Pe atunci am spus să fugim acasă și profităm de cisturile care le avem și... Da, avem câteva materiale, vreau să le pun acolo. Văd că nu-s pornite LED-urile noastre. Up. Și le pornim. Să fie lumină în jurul nostru. Ok, nu știam de ce nu-i lumină aici. Nu avem vreun LED. Asta este. Păi, uite un hammer. Nu am loc. Fier ar să fie. Pun asta aici. Și ăsta. Unde să-l pun? O să-l pun în geam. Și gen nu o să mă vadă. Și pot să-l pun și pe aici. Și gen nu o să treacă. Însă, eu nu vreau aici un metal sheet. Păi ce eu vreau aici? Fiindcă mi se pare mai ok să amplasăm un din ăsta. Îl pun aici. Să vedem cum stă. Putem intra? Noi nu mai putem intra. Și nici ei nu o să poată. Și eu zic că e mult mai bine așa să avem un din ăla. Hai, vino încoa. Te pui cu mine. Du-te încolo. Du-te încolo. Hai, așa. Vreau să-i rezolv pe ăștia din oraș. Iar după cred că am mai voiam să fi, voiam să zic, ok, încă un magnum. Avem două. Oare ăsta o fie la bun? Da, ăsta e ăsta nou. Trebuie să dăm echip și să-i dăm T. Am să scot asta și pe el îl transformăm în scrap. Nu putem, așa că-l arunc. Dăm ăsta, așa. Swift magazine, dă-l încoa, poate o să avem și un pistol din ăla cu, zicem, ok, asta, firar. Ce aș putea, ok, beau cola, să nu-mi zici că am două, bun. Văd că tipul s-a spawnat, văd că aici e spawn de zombie, deci vreau să pun de jur împrejur niște capcane. Am să le fac eu singur sau... Da, și când o să filmez, o să vi le arăt. Sunt foarte interesante și folositoare în același timp. Hai să mai punem noi în zona asta. Bun. Și aici e grădinuța noastră. Trebuie să pun și pe aici câte ceva, fiindcă... Da, nu vreau să vină vreun cretin să ne-o spargă. Ok, hammer-ul vreau... Dar nu știu eu ce aș putea să fac cu toate lucrurile astea. Hai să sărim aici. Ok. Punem asta aici. Văd un medicament. Vreau să folosesc unul să văd ce efect are. Îmi scade chestia aia cu 33? Nu îmi scade. Așa că nu mai folosim, desigur. Pickaxe, toate astea, mai nu știu. Am nevoie de asta, adică vreau să o țin. Dar știu că mai aveam eu ceva stupid prin inventar. Și nu știu ce. Aici, băi, știi ce? Nu mă interesează, pun și aici iteme. Am prea multe și nu am ce face cu ele. Voiam să fac eu ordine, însă... Nu am posibilitatea. Iau asta și mă mănânc.
double barrel-ul îl păstrez pentru doamne orice prostie. Asta. Ia să vedem, am țintă până acolo sau nu am? Acolo vreau să ajung. Nu. Dar luminează foarte frumos, asta e drept. Ok. Pune-te și pe tine aici, te pun și pe tine aici. Am sloturi aici, nu mă interesează. Pun totul. Așa. Am câteva gloanțe la Magnum, deci nu este problemă cu el. Să sărim noi jos și să iau acest blowtorch. Blowtorch-ul o să ne reparăm mașina în caz că este stricată. Îmi place tare mult să arunc chestii din astea. O să văd, nimeresc geamul ăla sau nu-l nimeresc? Firar. Văd că nu-i trezește. Hai încoa. Văd că e 4. Ia de aici. Ia de aici. Mai am gloanțe? Nu mai am. Ia de aici. Ok, vine tot orașul. De aici. Uite și încolo, uite încolo. Sper să nu vină unul prin spate. Atât tare ele. Ia de aici. Opa, așa. Ok, văd că acolo vin mulți. Doar puțin m-au văzut. Asta e bine. Ce este aici? N-am nevoie. Este stricată. Uleu. Mulți. E de aici. E de aici. Pa. Du-te încolo, bă, cum am mușcat asta. Skill-uri. Mai avem 95. Ce am putea noi să facem? Vreau să țin 200 pentru Warrior. Sau Warrior. Cum o fi? O bâtă. E foarte bună. Table-ul luăm. Ceva pe aici. Foarte bună chestia asta. Cu aia ne putem face țepi. Țepii. Pui pe jos din bețe și îți aperi casa de chestiile astea. Gen, noi ne-am putea sui acolo sus și ei, da, să moară non-stop. Păi, vreau bereta, însă, echip, o vreau doar pentru asta. Și, în rest, du-te acolo. N-am nevoie de tine. Bandaj, chiar am să-l folosesc. Ok. Hai să vedem ce este la mecanic. După vedem ce este în turn și cred că o să încheiem acolo episodul. Dă-ncoa. Winch and Star Clip. O să iau toate clipurile, fiindcă sunt foarte bune. La ce? Vă zic eu la ce. Nu trebuie să vă zic de fapt. Pui muniții și cam asta e toată faza. Ok. Așa, brada endurance-ul. Văd că se mișcă cam greu. Dacă vreau să-mi fac oare hainele blame, ce doamne. Ok, dă mâncarea înghețată. Aici e de fapt un congelator. Place că așa se tot spawnează pe aici. Încă. Uite încolo. Vreau aici. N-am nici aici XP. Fie rar să fie. N-am spațiu pe bune. Păi atunci să fac chestia asta și chestia asta. Asta o mănânc. Ok, mâncare. Mâncăm acum. Dăm coa. Și e ok mâncarea. Să văd ce este aici. Un pat. Nu am nevoie de el. Să văd dacă e un idiot aici. Nu mai e. Am auzit tot focul de armă și s-a dus și a venit la noi. Acum aici. Vreau să văd ce este în turn. Asta îmi place. Foarte bun. Și asta e bun. Și n-am spațiu. Fi rar să fie de spațiu. Am să mănânc chestia asta. Fie cum o fi. Așa. Echip. Asta e Deagle, asta nu-l dăm jos noi. E o armă foarte faină. Desert Falcon, credeam că e... Mamă, ce-mi place cum arată. Strage așa cu Deagle-ul. Sunt chiar curios, ar nimerește până acolo? Hai să vedem.
Hai să consumăm noi cartușul de tigă și cam atât. Aici mai enervează că n-am locuri. Trebuie să fac cutii, cred că trebuie să fac 100 de cutii. Hai încoa. Trebuie două în cap și mă enervează. Fiera. Du-te încolo. Du-te și tu. Du-te și tu. Da, ați venit și voi. V-ați trezit cam dimineață. Cuie, cuie, cuie. Dă-o cu ceva pe aici. Nimic. Știi ce? Arunc o chestie din asta. Sunt sigur că am foarte multe. Îți iau cuiele. Și cam atât cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut aventura noastră în orășelul ăsta. De fapt, îl cunoaștem. Am stat foarte mult timp în el. Aici avem casă și episodul următor vreau să strâng eu materiale și chestii și o să lucrăm foarte mult la benzinărie. Mergem și după mașină și puțin la baza militară să vedem dacă găsim noi ceva interesant. Așa. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, apăsați acel buton de like, lăsați un coment cu ce sugestii aveți voi de joculețul ăsta. Mie îmi place foarte mult, chiar dacă e un pic mai vechi, mai clasic. N-o poți da un ăsta? Trec prin el. Ok. Da. Iar dacă sunteți noi pe canal, puteți apăsa și acel buton de subscribe, o să fiți anunțați de YouTube când postez ceva și o să fie, vă fie foarte ușor să, da, să mă găsiți și așa mai departe. Iar pe mine m-a ajutat foarte mult. Așa să ne strângem noi o comunitate cât mai mare. Da. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!